și o postare a dumneavoastră da. Pe Facebook păi, uite, făcând o asemănare cu faza cu Ejuma. Păi da. Înțeleg când spui, dom'le, nu văd că nu ajută filmarea. Dar să spui că nu-i penalti, pentru că eu ce se întâmplă? Eu am avut și altă filmare. Noi avem Spideo, care se vede de sus. Îl calcă pe șut pe picior. Îl calcă făcând o greșeală mare. Ai călcat? Ai luat penalti. Că asta e situația dacă e în careu. Îl calcă. Nu, aici nu se vede. Păi nu se vede, da. Dar nu că nu-i... Dar tu da. Spui că îl calcă, îl calcă și îl rămâne calcă cu piciorul, pe piciorul sau el dă piciorul în spate, îl șterge, îl calcă pe piciorul. Îl nu șterge deloc, în spate. Nu șterge deloc, îl calcă. Pur și simplu îl calcă. Dai seama. Aș vrea să văd și eu pe asta cu călcatul, că atunci am ar... Gică Hagi nu a zis nimic, îți dai seama. Nu, îl calcă, deci nu se discute. Îl calcă, dacă vezi cum îi face piciorul șut, piciorul stâng, îi vezi că îi se duce un pic. Da, dar piciorul drept, uite-te la piciorul stâng al lui Șut. Piciorul drept al lui Casap se duce în spate, vezi după ce? Se adică, da, nu văd, adică, Badi, uite-te, lasă, uite-te. Să lase căderea lui, că nu-i, uite. Nu-i, deci o cădere care e normală, și trage piciorul. Că l-a și călcat. Îl calcă 100%, deci îl calcă 100%. Pentru că șut nu e unul să vede foarte clar cum vine, cum se suprapun picioarele. Nu, dar și aici se vede, mai ales dacă urmărești piciorul lui Șut, să vezi cum face piciorul stâng. Dacă urmărești piciorul lui Casap, piciorul lui Casap se duce în spate. Nu se duce în spate. El pune piciorul în spate. După ce el simte că îl calcă, își trage foarte mult în sus piciorul. Tocmai pentru că are o reacție de ce am făcut, că el nu-l vede efectiv. Nu înțelege pe ce a călcat. Exact. Noi uităm foarte multe ori că nu o să ajungem la nicio concluzie, că nu se vede foarte bine aici. Da, eu ți-am spus, păi eu am nu vede. Cum se duce Ișvan Cova și de penalti, dacă nu se vede bine? Eu asta întreb. Pentru că are altă rezoluție și acolo se vede foarte clar, aici rezoluția nu e cine știe ce, se vede foarte clar când picioarele se suprapun, îl calcă, dar bine, eu văd perfect aici. Și eu văd perfect aici. Tu vezi aici, ce vezi, Pandiel? Nu vezi că îl calcă? Ce vezi? Adică ce vezi? Văd că ceva e acolo. Nu pot să-mi dau seama ce înseamnă. El dă piciorul în spate. Da. Da, dau piciorul în spate. Te ating puțin. Nu. În momentul când l-am simțit că l-ating, mi-am tras piciorul. Pandi, el își trage piciorul. Dar el nu piciorul. Dă piciorul în spate. El, el dă pune piciorul. Piciorul. Nu, dreptul se duce Pandi, în spate. Uite-te cum cade. Uite dreptul ăla. Când el dă puțin, simte ceva și uite-l cum îl dă piciorul. Ia uite. Uite, ia. Stai să vedem să dăm. Da, aici nu văd nimica. Nu. Lasă. Lasă cu tot cu tot. Uite, aici, uite, dă deja. El plătește și după aia trage dreptul. Îl calcă exact pe laba piciorului. Da, și mai e o chestie. Din ce văd aici, că, și Marius dreptate. Șut se sprijină pe acel picior. El atunci cade, căderea naturală, îți dai seama și că când e călcat. Duce piciorul puțin în dreapta lui Șut, practic căderea naturală, exact cum zice Marius Baci. Așa mi se pare mie, eu comentez și văd, acum fiecare n-a. Eu asta văd eu. Da, nu eu văd piciorul la drept tras pentru că el dă piciorul, simte că s-a întâmplat ceva. Uite că vine de sus în jos, nu-l trage, nu-l deplasează în spate. Vine cu el de sus și uite drept, nu-l trage, îl calcă. Nu, acum, deci el vine, îl calcă, la un moment dat e aici normal. Ceva, da, da? Și uite-l acum. El trage, aici ceva, aia înseamnă călcătură. Că, nu, dar câtă călcătură este? Că abar n-am. A, păi stai puțin, la călcătură nu e de 80%. Dacă l-atinge, înseamnă că e penalti? Nu-l atinge, îl calcă. La Ejuma ce face? El n-a lăsat piciorul ca o călcătură, exact, să fie călcătură. Călcătură. El trage piciorul imediat, se sperie când mie mi se pare că atinge calcă... și trage piciorul. Păi nu atinge, îl calcă, tocmai asta e duce ideea. Nu pot să văd că îl echilibrează pe Șut. Practic, îi duce piciorul puțin interior. Nu pot să-mi dau seama dacă îl calcă sau doar îl atinge. Nu pot să-mi dau seama. Iar dacă aș fi fost arbitru, n-aș fi dat, că nu am cum să dau. Dacă nu sunt 100%. Bineînțeles, ce dăm un penalti 22%, 72%? Eu cred că nu, asta e, eu nu, cred asta că nu e 100% niciodată. Mai 100% pentru că îl calcă. Ok, poate să fie. Asta eu faza la, nu văd 100%. Asta e faza la Ejuma. Aici acum, cum îl calcă? Pentru că e unghiul mai bun. Asta cu aia, asta se adică vede. Aceeași chestie, aici se vede, ia uite, se vede cum calcă pe el aici. Pentru ăla... că e unghiul mai bun, că e camera pus, amplasată mai bine. Acolo... Tocmai pentru că nu e și nu vede, nu trebuia să dea penalti. E, atunci hai să desfințăm varul. Nu, el poate să facă ce vrea, păi dar dacă el nu vezi... El în timp real n-a văzut, nu da, și-a dat nici seama. Acum nu vede. Nici acum nu vede. Nu vezi tu, el vede și eu văd. Și eu uite, aici, uite cum îi face piciorul. Ce treabă are asta cu aia lui Șut? Ce treabă are asta? Păi aici a făcut întorsă de gleznă, ia uite cum îi face piciorul.
Așa. Acolo e altceva, în partea alaltă e altă... o călcătură. Nu există, la călcătură. Nu există regulament dacă îl calcă cu 60% e penalti, dacă îl calcă cu 40% nu e penalti. Dar nu există nici la regulament dacă e 82% și nu vezi bine să dai. Nici asta nu e la regulament. Tu nu vezi bine, noi vedem bine. Nu, eu nu cred că vede nici el bine. Păi nu, cine? Păi, el. Kovács. Păi da, Kovács dacă nu vedea bine, nu dădea. Păi ce a văzut? Ce vezi tu? A văzut că îl calcă din momentul ăla pe penalti. Pe altfel, pe ce a dat penalti? Da, păi nu știu, eu știu că l-a chemat puțin, din camera VAR. Și atunci nu poate să spună doar pentru că unuia îi se pare că e ceva, dar nu înseamnă că l-are dreptate. Ce dacă l-a chemat așa e cum zice ăla din VAR? Nu, ce treabă am eu cu ăla din VAR? Ăla din VAR e treaba lui ce fac. Păi trebuie să-i pun rezoluția mai bună. Să o pună să vedem și noi rezoluția. Eu zic că e călcătura mai mare. Decât a lui Juma? Da. De ce? Nu, 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 nu. Dacă te uiți bine, acum deci, ai părerea mea, dai seama. Eu zic că prin spate, când dă piciorul în spate, se oprește direct în glezna lui. Și după aceea călcătura, că eu vreau să spun, uitați-vă la căzătura lui Șut. E foarte naturală după ce îl calcă. Nu cade, nu are cum să cadă așa dacă nu. Pe cuvânt, așa văd eu. Dacă el doar își trăgea, el nu trăgea. De ce să punem aia la Constanța să vedem cum a căzut Șut? Păi ce vorbim despre cum cade Șut? S-a văzut clar că nu e. Păi să vedem aia la Constanța cum a căzut Șut. Dacă vezi aia la Constanța, zici, nu-i penalti, trei penaltiuri. Ba nu-i adevărat, am spus clar aici că ăla nu-i penalti. Nu zic tu, ne uităm la Șut cum cade Șut. Și Șut te păcălește cum cade și acolo. Aici îl calcă. Acolo caută el contactul, aici îl calcă. Habar n-are că vine acolo la fel cade. Acolo la fel cade. Păi acolo să punem să vezi. Acolo e altceva. Dacă vezi, zici că e penalti, 100% cum cade. Eu zic că a fost călcătură asta pe rând. Bineînțeles că a fost. Nu aici trebuia să dea pentru că nu vede bine. Singurul lucru, pentru că am mai vorbit astăzi cu foști arbitri, mă, solicitându-le părerea, care poate fi luat în calcul, spuneau ei, pentru a nu fi penalti, pentru că cu toată lumea cu care am discutat, a admis că e o călcătură. Acum că e mai mare, mai mică, e o călcătură. Este faptul că UEFA de ceva timp spune că în desfășurarea multor dueluri pot să apară călcături accidentale. Cum asta e, poate să fie? Cum e și aici, pentru că e diferit aici, Jumal are chiar în față, aici e cumva, Casapă l-are un pic în spate pe Șut. Și asta ar putea să fie singurul exact argument să nu dai penalti. Exact cum ai spus și tu, ce au spus toți. Nu poți să-ți dai seama dacă e călcătură sau nu, cum e, nu e, poți să-ți dai seama de călcătură. Ce ai zis la început? Problema este, singura variantă pentru care nu e penalti, este că este o călcătură accidentală, nu provocată neapărat de casa. Nu, el se duce, el se dă în spate, nu-l vede. Când ai marșarier, trebuie să te uiți în oglinda retrovizoare. Că altfel... Îi spargi la botul. Aia e problema. Intri în unul și după aia te duci la accidente. Eu am ținut să spun și asta. Accident ușor, tot accident este. Da. Înțeleg ce spui. La accident ușor nu e carnetul. El vrea să calce pe iarbă. În careu. Ca să calcă. Da, eu negligent, aici a fost accident ușor și ai luat carnetul. Ai luat carnetul aici la accident ușor. Ține atenție, ce se da, la accident ușor îți ia niște puncte, aici ți-a luat carnetul. A dăscăliței săracu. La 3 puncte. A dăscăliței crezi că vrea să-și facă preluare cu mâna? Nu vrea să-și facă preluare cu mâna. Sunt niște chestii care se întâmplă pe careuri, asta este.